Constantin Brăgaru este primul primar mehedințean al cărui mandat a încetat prin ordinul subprefectului de mehedinți. Edilul a încălcat legea. El a deținut simultan atât funcția de primar cât și pe cea de administrator al propriei societăți comerciale. Într-un comunicat remis de Agenția Națională de Integritate, în luna iulie anului trecut, s-au specificat următoarele. Vă comunicăm că prin raportul de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate la data de 12.07.2011 au fost identificate elemente în sensul existenței unei incompatibilități ca urmare a exercitării de către persoana în cauză în perioada 25.06.2008-19.01.2009, atât a funcției de primar, cât și a calității de administrator la SC SRL Orșova, nerespectând astfel prevederile articolului 87 aliniatul 1 litera D și articolul 91 aliniat 3 din legea numărul 161/2003. În prima lună a anului 2009, la o jumătate de an de la preluarea mandatului, Brăgaru se pare că și-a dat seama de starea de incompatibilitate în care s-a aflat. Conform datelor de la Registrul Comerțului, el a renunțat la funcția de administrator al propriei societăți comerciale. Subsemnatul Brăgaru Constantin Adrian, în calitate de asociat unic la SC SRL cu sediul în localitatea Orșova. Am hotărât modificarea actului constitutiv după cum urmează. Se revocă din funcția de administrator domnul Brăgaru Constantin Adrian și se numește în această funcție cu un mandat de 4 ani și puteri depline doamna Brăgaru Rodica Maria. Cu dovezile în față, a continuat însă să se apere. Nu a recunoscut că ar fi administrat societatea respectivă. Aceasta în condițiile în care actele prezentate de reporterii RTS în acțiune îl contrazic fără drept de apel. Eu nu am declarat în fals, eu nu am făcut activități de administrare ale societății mele. O societate de 2 lei. Vindeam chibrite. Subprefectul județului Mehedinți, Ioan Suru, nu a luat însă în considerare motivația lui Brăgaru. Ordinul de încetare a mandatului de primar a fost semnat chiar în prima zi de lucru anului 2012. După emisiunea față în față la RTS în acțiune, aflați dedesubturile ce au condus la emiterea ordinului de încetare a mandatului.